ultimii ani, 2018-2022, este subcompensată. Compensația pe care o primește CFR Călătorie este la nivelul de acum 10 ani. În această perioadă s-au scumpit curentul electric, motorina, gazele naturale, ați văzut și dumneavoastră că s-au scumpit. Totul s-a scumpit și compensația a rămas aceeași, ca și prețul biletului de altfel. Deci, domnule director general, domnule ministru, nu sunt de vină salariații CFR Călători pentru faptul că CFR Călători este subcompensată. Nu sunt de vină salariații CFR Călători pentru că dumneavoastră ați permis ca toate trenurile operatorilor privați să circule pe secțiile interoperabile înaintea trenurilor CFR Călători cu 10 până la 30 de minute și să le fure călătorii și veniturile. Să piardă venituri importante, iar dumneavoastră să veniți cu fel și fel de optimizări. Ce să mai optimizați? Ce vreți să murim toți la locul de muncă? Astea sunt optimizări care le faceți. Renunțați la trenurile de călători sâmbăta și duminica. Domnule director general, domnule ministru, atunci circulă călătorii, atunci circulă românii. De ce le refuzați mobilitatea? Călători noaptea. De ce, domnule ministru? Ca să veniți apoi, să veniți, să spuneți că schimbați programul casierilor și nu mai, să nu mai lucreze noaptea? Casier care a lucrat în ture de la începuturi, de câte calea ferată, ați venit dumneavoastră? Sunteți mai deștepți ca toți ceilalți directori generali care au fost până acum? Că ați arătat trenurile de călători? Nu mai arătați trenurile de sindicale de cale ferată. Discuțiile s-au concentrat pe problemele existente în
domeniul feroviar, dar și pe situația creată de protestul spontan al unor lucrători din calea ferată. Părțile au convenit ca pentru perioada imediat următoare să se agreeze ca și soluție creșterea salariilor tarifare cu indicele de creștere a prețurilor de consum pentru anul 2022, nu pentru anul 2021. În condițiile aprobării cadrului legal și financiar, vorbim aici de legea bugetului de stat și bugetele companiilor feroviare ca o primă etapă în vederea aplicării statutului personalului feroviar. Totodată părțile s-au angajat să identifice constant soluții pentru aplicarea statutului personalului feroviar, sens în care vor fi organizate întâlniri periodice cu privire la situația căii ferate. Da, domnule ministru, n-am avut nicio întâlnire periodică. Nu am fost invitați la consiliile de administrație. Nu ați purtat un dialog social cu noi, nici dumneavoastră, nici directorul general de la CFR Călători. Domnule ministru! București. Protestează sindicatele.